În ziua de azi, 2024, cu ocazia numirii numărării voturilor privind desemnarea uneia dintre vicepreședinții Consiliului Județean Caraș-Severin, se asigură exercitarea temporară a atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Caraș-Severin, începând cu 2020. Am avut un singur candidat, domnul Isaac Marius Adrian, care a obținut pentru 18, contra 4, anulate 2 și 5 ușor ridicat buletinele. La ședința de Consiliu Județean am avut două puncte pe ordinea zi. Unul a fost cel cu alegerea unui președinte interimar dintre cei doi vicepreședinți. A fost o singură propunere în persoana mea, pe care am acceptat-o și a fost supusă la vot, după care a și fost votată. Ceea ce înseamnă că pentru o perioadă de timp, nu știu cât va fi până la investirea noului președinte de Consiliul Județean ales, voi exercita funcția de președinte interimar. Nu este nicio obligație, este o urmare firească pentru o bună funcționare a Consiliului Județean și a mersului în Consiliul Județean, ca procedurilor, urmează salariile și altele. Era normal să se întâmple așa.